niciunul nu a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Iată, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul, după care veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesme. Și deodată, împreună cu îngerul, o mulțime de oaște cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea-nalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Amin. Thank you.
ei, ca să întoarcă în cer, păstorii a zis unul către alții: haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ne-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-a dus în grabă și a găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în nesle. După aia ce le-a văzut, s-au istorisit cele să spus despre prunc. Toți cei au auzit s-au mirat de ce le spunea păstorii. Maria păstra toate cuvintele a cel și se gândea a el în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudind pe Dumnezeu pentru toate ce ziseră și văzuseră și care era tocmai cum e spusese. Amin. Thank you.
au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-a văzut steaua răsărit și a venit să ne închinăm. Când a auzit împăratului lor acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții, cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-a răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie, care va fi păstorul poporului meu Israel. Amin. Sufletul meu dorește pe Domnul și mi se bucură Domnul Dumnezeu Mântuitorul meu,
a privit spre soare smeță arată soare, căci și atât că de acum încolo toate neamurile pentru acela tot puternic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este Sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam. Este ceea ce se întâmplă de El. Amin. Thank you.
Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie a lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire. De acum și în veci de veci, iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Amin.
tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obășie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșnicie. De aceea îi va lăsa până la vremea când va naște cea care are să nască și rămășița fraților săi se va întoarce la copilul Israel. El se va înfățișa și va cârmui cu puterea Domnului și cu măreția numelui Domnului Dumnezeului său, o locui liniștiți, căci el va fi prosperit până la marginile pământului. Amin. Amin.